În numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Fraților, ajungând la această dată, această cumpănă dintre 2 ani, să privim în urmă cu 70 de ani, mai exact la 30 decembrie 1947, ziua scrisă cu roșu în calendarul comunist, alungarea regelui din țară. În această zi, 30 decembrie 1947, noi știm că jandarmul, șeful jandarmeriei din Beiuș, a mers acasă la fratele Traian, călare pe cal, l-a întâmpinat tatăl fratelui Traian: unde-i băiatul tău? Aici. Și în această zi, fratele Traian a fost arestat, jandarmul mergea călare, fratele Traian în urma lui pe jos. Doi oameni reper în istoria României. Regele Mihai, un reper incontestabil de viață, de trăire, de tot ce a făcut pentru istoria României, iar fratele Traian, un adevărat titan în istoria oastei Domnului. Toți care l-am cunoscut recunoaștem asta și știm că el ne-a lăsat multe îndemnuri, multe poezii, multe lucrări scrise și chiar îndemnul cu care voi termina această expunere, un îndemn pentru anul viitor: curați să fiți în viață ca vasul cel curat, deoparte pus de Domnul și slavei destinat. Curat vă fie gândul, curat cuvântul spus, curată pilda vieții ca pilda lui Iisus. Cu lacrima iubirii din ochii fericiți vă îmbrățișez iubirea cu care mă priviți și întors cu fața toată spre slava ce-o dorim, doresc pe calea sfântă mai hotărât să fim. Uniți să facem lucru slăvit și minunat pe care Domnul nostru ni l-a credințat. A Lui este lucrarea, statornică-i doar ea, noi rând pe rând ne ducem, dar ea va rămânea, să o încredințăm frumoasă la cei ce vor veni. La fel și ei s-o lase atunci când vor sfârși. Curată să ajungă la Domnul ei slăvit, precum a fost curată atunci când a pornit. La capăt toți odată să fim încununați. În numele iubirii fiți binecuvântați. Slăviți să fie Domnul! Vom cânta o cântare care ne face să medităm despre viața Domnului Iisus. De la iesle până la cruce, cât amar, cât suflet frân, ce alean, ce milă dulce te-a putut din cer aduce. Pe pământ, pe pământ, ce alean, ce milă dulce te-a putut din cer aduce. Pe pământ, pe pământ, de la
staul la Golgota, numai zbucium și colin, trist priveam spre cruce bolta, nori dintre ei porneau revolta, clocotind, clocotind, trist priveam spre cruce bolta, munții grei porneau revolta, clocotind, clocotind. De la fân și până la cuie, numai răni și vânătăi, ce cuvinte pot să spuie, cum plângeai pe-o cărăruie, pentru ai tăi, pentru ai tăi, ce cuvinte pot să spuie, cum plângeai pe-o cărăruie, pentru-ai tăi, pentru-ai tăi. Din Egipt în Ghețimani, numai plâns și până n-au mai fost betanii, nicăieri, nicăieri, crunt pândeau în drum dușmanii, până n-au mai fost betanii, nicăieri, nicăieri. De la iesle până la mine, câte lacrimi, câți mari. Thank you.
Thank you.